Noi trăim pe planeta Pământ. I se mai spune și planeta albastră, deoarece este acoperită în mare parte cu apă. Globul pământesc este un model rotund al planetei noastre. Privindu-l, putem observa distribuția apei și a uscatului pe întinsul planetei noastre. Totuși, el nu este un obiect ușor de transportat. Dacă am reprezenta în plan suprafața unui glob pământesc, am obține o hartă a Pământului numită planiglob. Suprafața colorată cu albastru reprezintă mările și oceanele de pe Terra, iar cea colorată cu verde și maro reprezintă uscat, adică continente și insule. Suprafața de uscat se regăsește pe aproximativ 30% din suprafața totală a Pământului. Observați că este împărțită în suprafețe mari de Pământ, înconjurate de ape, numite continente. Există 7 continente: Asia, Africa, America de Nord, America de Sud, Europa, Australia și Antarctida. Asia este cel mai mare și cel mai populat continent de pe Terra. Acolo întâlnim cei mai înalți munți, munții Himalaya. Africa este al doilea continent ca mărime. În Africa există cel mai întins deșert uscat din lume, deșertul Sahara. America de Nord este al treilea continent ca mărime din lume. El a fost denumit după exploratorul italian Amerigo Vespucci. America de Sud este al patrulea continent ca mărime din lume. Știați că acolo curge fluviul care are cel mai mare debit de apă din lume, Amazonul? Europa este penultimul continent ca mărime, dar al treilea cel mai populat. România face parte din continentul Europa. Australia este cel mai mic continent. Mai este numit și continentul țară. Antarctida este continentul sudic. Este format din întinderi uriașe de gheață. Știați că este singurul continent care nu are locuitori permanenți? Priviți întinderile mari de apă de pe Pământ. Nu degeaba Terei îi se spune planeta albastră. 70% din suprafața ei reprezintă întinderi de apă. Întinderile uriașe de apă sărată, situate între continente, se numesc oceane. Asociația Hidrografică Internațională a hotărât că pe Pământ există 5 oceane: Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Arctic și Oceanul Sudic. Cel mai întins ocean de pe Pământ este Oceanul Pacific. El ocupa aproape o jumătate din suprafața Pământului. Separă Asia și Australia de cele două Americi. Oceanul Atlantic este al doilea ca mărime din lume. Ocupă cam jumătate din suprafața Oceanului Pacific. El separă cele două continente americane de Europa și Africa. Oceanul Indian este al treilea cel mai mare din lume. Este situat lângă India și separă Africa de Est de Australia. Este cel mai cald ocean din lume. Oceanul Sudic este situat în jurul Antarctidei. În anul 2000, Organizația Hidrografică Internațională
a hotărât ca acest ocean să fie inclus în lista de oceane ale lumii. Există țări care au fost de acord cu această hotărâre. Oceanul Arctic este cel mai mic ocean de pe Pământ. El se întinde în jurul polului nord. Cele 7 continente și cele 5 oceane fac din această lume un loc care oferă condiții optime de trai pentru toți locuitorii planetei